Eu n-am făcut în capul meu. Eu așa am cumpărat, așa n-am construit nimica și așa vreau să rămâne. Da. Eu mă duc tot ce-mi trebuie. Eu nici nu spun că dumneavoastră ați făcut ceva. Eu păi da, așa mi-a trimis. Eu vi-am trimis o dispoziție de moda. Mă puți înțeleg că am actitud. Eu n-am făcut nimica. Tu vrei să scoți morții acum 73 de ani? Eu nu scot niciun mort, eu scot legea, nu. Asta pe lege este domeniu public și de aceea am semnat o dispoziție de demolare pentru că asta pentru este ce? Responsabilitatea mea. Nu e consubilitatea că... Sunt oameni mai mari. Mai ți-a făcut probabil, de cap acolo. Mai ți-a făcut acolo din capul vostru. Probabil că sunt oameni mai mari. Eu nu mă las intimidat nici de dumneavoastră, nici de oameni mai mari. După ce primăria Timișoara a dispus demolarea construcțiilor ilegale de pe strada Cezar din Timișoara, care leagă bulevardul Loga de Parcul Copiilor, a ieșit scântei din curtea unei familii de romi direct afectate de demolare. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, vrea să redea această stradă timișorenilor, astfel că dis de dimineață mai multe utilaje au început să pună la pământ bucată cu bucată construcțiile ilegale. Suntem, de fapt, exact în fața porții de la Colegiul Național Loga și aici era și, e și evident când te uiți fizic, era o legătură între Loga și, da, acolo vine deja cu scandal, între Loga și Parcul Copiilor. Dacă te uiți pe CF, e Primăria Municipiului Timișoara, chiar scrie strada Cezar acolo la observații. Și e inexplicabil cum au reușit să-și pună acolo o poartă, cum să... Da, acolo e cu scandal. Cum se pare, domnule primar, iată, a venit un reprezentant al... Da, eu înțeleg că, da, ei se supără pentru că n-au fost obișnuiți că nu primesc ce vor, dar, încă o dată, asta este domeniul public, e situația legală, e clară, am emis o dispoziție de demolare și acum demolăm. Și redăm, de fapt, timișorenilor ce este a timișorenilor. Cei care au construit ilegal, potrivit spuselor primarului Timișoarei, Dominic Friț, s-au revoltat când au văzut cum cad gardurile. Pot să te cumpăr și pe tine! Pe mine nu mă pot cumpăra. Pot! Hai să văd! Pot! Pe cine o să vedeți! Pe cine ai cumpărat? Asta care este aici ta! Pe cine ai cumpărat? Pe tine! Pe cine? Pe mine nu mai cumpăr! Pe tine te cumpăr! Pe tine te cumpăr în bani! Pe cine ai cumpărat? Zi! În viața asta! Zi! Pe cine ai cumpărat? O să vedeți Dominic Friț spune că nu se lasă și continuă demolările construcțiilor ilegale. Vilă cu vilă, teren cu teren, recuperăm ce e al timișorenilor, punctează edilul Timișoarei.